În fiecare an, în ziua de 15 august, Catedrala Episcopală din Giurgiu își sărbătorește primul hram, prilej de aleasă bucurie pentru credincioși, dar și pentru cei care slujesc la catedrală. Este știut că această Sfântă Catedrală din vechime a purtat acest hram deosebit de frumos, închinat Maicii Domnului și care din anul 2009 mai poartă și hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este și ocrotitorul orașului nostru. Anul acesta, ca de altfel în fiecare an, manifestările legate de prăznuirea hramului catedralei noastre vor debuta în ajun, când începând cu ora 17 vom săvârși slujba vecerniei, slujba litiei și, așa cum este îndătinat, prohodul Maicii Domnului. De Sfânta Maria, credincioșii prezenți vor avea posibilitatea să se închine și la părticele din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și ale Sfântului Apostol Andrei, așezate în catedrală. Miercuri 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului, va fi săvârșită Sfânta Liturghie de către Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, iar slujba va începe la ora 9. Așteptăm toți credincioșii și credincioasele din municipiul Giurgiu să participe la această mare sărbătoare, pentru că Maica Domnului este cea mai puternică ajutătoare și cea mai puternică mijlocitoare pentru noi creștinii care mărturisim credința în Preasfânta Treime.